Bună ziua! Am Bună ziua! discutat în cadrul întâlnirii online cu cititorii despre polița de asigurare a creanțelor comerciale Simplicity, ultimul produs lansat de Euler Hermes în România. Aș vrea să ne spuneți de ce este important o astfel de poliță pentru o companie mică. Asigurarea creditelor comerciale poate fi esențială pentru asigurarea succesului continuu într-o afacere mică. Poate furniza informații valoroase și sprijin de care o companie nu ar putea beneficia în alt fel. Soluțiile noastre pentru companiile mici sunt rapid și simplu de implementat, iar companiile pot beneficia de asigurare în mai multe moduri importante. În primul rând, oferă siguranța afacerii. Prin intermediul asigurării creditelor comerciale, afacerea este protejată împotriva neîncasării creanțelor, situație care poate fi deosebit de dificilă pentru companiile mici. Compania ar putea să nu dispună de capitalul sau resursele necesare pentru a se recupera în cazul în care clienții nu își pot plăti facturile. Și atunci, asigurarea creditelor comerciale oferă siguranța achitării facturilor. În al doilea rând, vă oferă un partener de încredere. Precum alte companii mici, este posibil ca și această companie să nu dispună de resursele necesare pentru a gestiona corect creditele comerciale. Când spun credit comercial, mă refer pur și simplu la faptul că se livrează bunuri sau se prestează servicii cu plata la termen. Deci, în intervalul de timp care reprezintă termenul de plată, compania furnizoare, evident, trebuie să susțină mai departe derularea activității. În al treilea rând, asigurarea Simplicity este foarte accesibilă. Costul poliței de asigurare are la bază cifra de afaceri. Majoritatea companiilor consideră costul poliței de asigurare foarte avantajos, chiar înainte de a lua în considerare beneficiile suplimentare, precum managementul riscului, finanțarea bancară, accesul la date economice sau capacitatea extinderii vânzărilor în condiții de deplină siguranță. Și nu în ultimul rând, este ușor de gestionat. Toți clienții noștri, da. Pe piața din România știu că există de mulți ani un astfel de produs care era adresat în general companiilor mari. Corect. Dar acest produs este destinat companiilor mici și aș vrea să ne spuneți care sunt avantajele pe care le aduce. Cu ce Da. vine în plus față de produsul clasic? Simplicity se deosebește radical de produsul clasic de asigurare, cum îl numim noi. Și anume, în primul rând, pentru faptul că Euler Hermes oferă o acoperire blind, în sensul că în momentul în care s-a semnat polița de asigurare, compania respectivă beneficiază de acoperire pentru clienții săi din secunda 2. Nu se mai face o analiză financiară a fiecărui client debitor, așa cum se procedează în polița clasică. Nu mai există o taxă pentru aceste limite de credit. Există doar o taxă unică de administrare pe an, care este comunicată de la bun început. Deci, managementul companiei respective știe exact ce plătește de la bun început. Nu trebuie făcute raportări, în sensul de raportarea cifrei de afaceri efectiv asigurată. Ceea ce se asigură, ce se plătește la începutul anului, nu se schimbă pe parcursul anului și nu se face nicio regularizare la final de an. Mai mult de atât, pornind de la un procentaj asigurat de 60% din creanța respectivă, managementul companiei poate opta pentru creșterea până la un procentaj asigurat de 90%, absolut gratuit, în limita a 500 de interogări pe an. Deci, dacă o companie are 500 de clienți și dorește să vadă în ce clasă de risc se încadrează acești clienți, o poate face gratuit la noi și dacă această clasă de risc permite, noi creștem procentajul asigurat de la 60 la 90%.
Deci sunt multiple avantaje care vin în întâmpinarea unei companii mici, unde resursele sunt limitate atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al staffului de care dispune. Produsul este practic pe piață de aproximativ un an și cred că puteți să ne spuneți deja care sunt primele concluzii pe care le aveți și feedback-ul de la clienți. Da, așa este. Am lansat produsul la finele lunii octombrie anul trecut, dar practic anul acesta l-am mediatizat, în special după luna martie, când am avut o conferință de presă. Cert este că există un apetit foarte mare din partea pieței pentru acest tip de produs, pentru avantajele pe care le-am enumerat anterior. Ce ne bucură este faptul că este clar și în rândul companiilor mici a crescut dorința de a merge pe acest tip de asigurare și faptul că oamenii recunosc necesitatea acestui tip de asigurare, astfel încât să-și poată asigura continuitatea activității pe termen lung. Considerăm până acum un succes și cu siguranță vom continua să mediatizăm acest produs. În ce măsură considerați că schimbările legislative din ultima perioadă și în principal noul cod al insolvenței, împreună cu ceea ce se întâmplă vedem în jurnalele de știri cu anchetări, cu noi dosare de corupție, da, influențează și companiile pe care le asigurați și extins mediul de business din România? Cu siguranță există o influență. Asistăm la multiple modificări în ultima vreme. Sigur, cadrul legislativ este menit prin modificările care se implementează să ajute atât furnizorii cât și beneficiarii. Din păcate, percepția noastră este că noul cod protejează mai mult pe cei care intră în insolvență în fața creditorilor. Este un semn de întrebare pe care îl pune avalanșa aceasta, pot să o numesc o avalanșă de investigații care se derulează la noi în țară, asupra eticii în business. Categoric se simte influența în sensul că și companiile devin mai precaute și poate multe dintre ele își schimbă maniera de business și strategia de business, dar categoric există o influență și asupra creditorilor și aici intrăm și noi, intră companiile de leasing, intră băncile, toate instituțiile financiare, factoring-ul, etc., pentru că devenim mai precauți. Suntem puși în situația de a verifica cu și mai multă atenție companiile asupra cărora ne luăm risc, de a apela la și mai multe surse de informare, cu atât mai mult recomandăm companiilor care ar dori o asemenea asigurare să o facă, pentru că se pot folosi de know-how-ul nostru.